În această dimineață, la sediul comandamentului Diviziei 2 Infanterie Getică a avut loc ceremonia militară prilejuită de predarea primirii comenzii Marii Unități. Generalul de brigadă Gheorghiță Vlad a preluat comanda diviziei de la generalul de brigadă Gheorghe Vișan, trecut în rezervă. La activitate au participat reprezentanți ai statului major general, precum și comandanți de unități și autorități publice locale. După 37 de ani de carieră, vă pot spune în toată plenitudinea lucrurilor că atunci când mă uit din oglindă, nu roșesc. Realizările mele se bazează pe studiu aprofundat, sacrificiu și determinare. Am avut încredere în forțele proprii și nu am abdicat de la principiul de bază respectiv fără compromisuri. Parafrazându-l pe generalul Descălescu, da, stimați camarazi, dacă patria mă va trimite sub pământ, și acolo mă voi duce pentru ea. Gheorghe Vișan are în spate o carieră militară de 37 de ani, iar ultimele 81 de zile le-a petrecut la Divizia 2 Infanterie Getica. Pentru lunga sa carieră, în semn de respect și onoare, generalul Gheorghe Vișan a primit o armă cu un semn gravat cu titlu de recompensă militară. Obținutorul șefului statului major general, domnul general locotenent Adrian Tonea, înmânează sabia cu scrisuri gravate, domnul general de brigadă Gheorghe Vișan. Domnule general de brigadă, vă predau sabia Ștefan cel Mare. Domnule general, sunt foarte onorat, servesc România. Generalul de brigadă Gheorghiță Vlad este noul comandant al Diviziei 2 Infanterie Getica și a început cariera militară în funcția de comandant de pluton la Regimentul 22 Tancuri București. Ulterior a fost numit șef al operațiunilor la Batalionul 22 Tancuri. În anul 2017 a participat ca ofițer de stat major în cadrul Comandamentului Multinațional al Forței în Irak. După ceremonialul militar de predare-primire, generalul Gheorghiță Vlad a preluat comanda unității. Gheorghiță Vlad este decorat cu Ordinul Virtutea Militară în grad de cavaler, emblema de merit clasa a 3-a în Serviciul Armatei României, emblema de merit clasa 1-a în Serviciul Păcii și cu emblemele de onoare a Forțelor Terestre și Armatei Române.